Având în vedere că zilele acestea nu mai este de găsit niciun fel de dezinfectant prin magazine, ba nici măcar banalul spirit, am considerat utile câteva sfaturi și rețete pentru a vă face unul chiar voi singuri. Agentul de dezinfectare principal care se află la baza tuturor acestor biocide este alcoolul, fără a se limita la etanol, iar de cele mai multe ori efectele acestui alcool sunt potențate și de către alți compuși, foarte frecvent fiind folosită clorura de alchil amoniu. Aceasta din urmă nu este chiar la îndemână, însă toate celelalte sunt. Astfel, conform studiilor de laborator, condiția esențială este ca în soluțiile folosite alcoolul să nu aibă o concentrație parțială sub 65%, la fel de bine putând fi folosit atât etanolul, baza tuturor băuturilor alcoolice sau a spiritului, cât și izopropanolul, care nu este altceva decât alcoolul tehnic. Prima rețetă conține 25 de ml de apă oxigenată de 3%, așa cum o găsiți în farmacie, al cărei rol este acela binecunoscut, 3 ml glicerină de 98% și 72 ml de izopropanol 99,6%. Pe cel folosit aici, în color, îl găsiți în magazinele componente electronice. Glicerina are rolul de a rehidrata mâinile, deoarece alcoolul deshidratează foarte tare pielea. Eu aici am folosit glicerină pură și nu m-am mai dus la farmacie din motive lezne de înțeles. Suplimentar, mai puteți adăuga tot ceea ce credeți cu singura mențiune să nu conțină deloc apă, deoarece veți scădea concentrația alcoolului. Uleiuri esențiale din plante, esențe de aloe vera și orice altceva vreți să folosiți. Dacă doriți volume mai mari de soluție, înmulțiți-le pe cele de aici cu 10 pentru a obține 1 litru, cu 20 pentru 2 litri și tot așa. În cazul în care nici alcoolii de mai înainte nu sunt de găsit, mergeți într-un magazin gen Hornbach, Dedeman, Leroy, Brico și orice magazin de felul acesta și căutați alcool tehnic care ar trebui să fie niște soluții colorate în albastru, precum sunt cele din imagine. Colorantul nu este altceva decât violetul de gențian, așa că nu vă va încurca cu nimic în a-l folosi ca atare. Citiți însă eticheta să conțină un singur tip de alcool și nu mai mulți, cel de aici fiind din Leroy Merlin. De asemenea, să nu conțină alcool metilic. Dacă folosiți acest alcool, concentrațiile trebuie ajustate astfel. Dacă dezinfectați suprafețe inscripționate cu vopseluri, cum sunt telefoanele mobile, tastaturi, carduri, etc., folosiți doar soluția pe bază de etanol deoarece cea pe bază de izopropanol uneori șterge inscripțiile. De asemenea, toate aceste soluții trebuie folosite doar pentru uz extern. Nu sunt eu în măsură să vă spun dacă acești dezinfectanți sunt cu adevărat eficienți în fața COVID-19, însă cu siguranță au efect biocid, iar cele de față nu sunt cu nimic mai prejos decât cele din comerț, care lipsesc însă și mă aștept să devină și din ce în ce mai scumbe. Ca termen de comparație, aceasta este compoziția gelului touch, iar lângă el vedeți rolul fiecărui ingredient. Aveți grijă de voi și încercați să intrați cât mai puțin în contact cu zonele circulate intens de către alte persoane. Când nu se poate altfel, folosiți mănuși chirurgicale de fiecare dată când intrați în astfel de spații sau locuri și aruncați-le imediat ce ieșiți. De cele mai multe ori sunt mai importante decât măștile. Succes!